Întors în platou, Cristian Mărgărit alături de noi într-o discuție relaxată. Îmi făceam un calcul că a trecut ceva timp de când am făcut ultima dată împreună rubrica de nutriție. Să știți că el este un ochi vigilent. Mă întâlnesc cu el de câte ori fac o cafea și are, na, are așa dojana specialistului atunci când vede că nu mă alimentez cum ar trebui, mai ales dimineața. Nu știu dacă te hidratezi foarte bine și energia asta de dimineață, decât să-ți iei din cafele, ceea ce înseamnă să-ți forțezi corpul. A, una, două, ok. Dar te văd tot timpul cu câte două în mână. Păi da, fac și pentru colegii mei. A, ok, nu bei singur. Tip, da? Ești darnic, îmi pare. Dar ce se întâmplă în corp atunci când bei o cafea? În corp se întâmplă că nu mai simți senzația de oboseală și corpul este un pic forțat. Dacă faci asta, să spunem, de dimineață sau după prânz, poate să-ți ajute digestia, poate să-ți îmbunătățească starea de alertă mentală, să te simți mai bine. Fii mai deci, sharp. Exact. Deci poate să-ți declanșeze chiar arderea grăsimilor, deci are și efecte pozitive. Dar atunci când încerci să acoperi oboseala, când încerci să acoperi deshidratarea, când încerci să acoperi, știu, lipsa de alimente, de alimentație corectă, îți faci mai mult rău. Exact. Corpul consumă, intri practic pe datorie și ușor, ușor are de suferit. Și de-aia, acum vara, pentru că dacă nu acum, atunci când, nu? E bine să aducem și fructele în dieta noastră din mai multe motive. Tu acolo ai un kilogram de zahăr, ni l-au pus colegii noștri aici, de parcă ce-am vrea să facem, nici nu știu ce-i cu atâta zahăr. Fructele au și ele zaharuri naturale, nu sunt apă cu zahăr, așa cum spun unii oameni. Da, Nicolae ne-a ajutat, am făcut un concurs de limbă franceză, nu știam cum se mai spune la scorțișoară, am aflat, canel, ne-a spus. Aha, Nicolae. Ok, și ne întoarcem la zahăr, deci? Ne întoarcem la zahăr pentru că această scorțișoară va ajuta corpul să folosească mai ușor zahărul. Scorțișoara? Da. Păi? Pur și simplu ajută corpul să folosească zahărul cu mai puțină insulină. Nu se mai declanșează atât de multă secreție de insulină. Ce se întâmplă? Noi acolo avem zahărul alb. Nu, o să-l punem aici un pic de scorțișoară. Zahărul alb este extras din sfeclă sau din trestie. E o formă foarte concentrată, practic 100%. În fructe eu am și alte lucruri. Am fibre, am apă și, foarte important, vitamine, minerale și antioxidanți. Am început cu, să spunem, câteva căpșune. Cea mai bogată sursă de vitamina C. În căpșune? Mai bogată decât lămâile. Ok. Deci vrei să faci asta, mai ales vara, de ce? Pentru că vitamina C, și aici femeile sunt foarte interesate, de partea de protecție a pielii și de protecție a colagenului, pentru că, evident, și de sinteza colagenului, pentru că atunci când soarele atinge pielea, el o și distruge, apare acea fotoîmbătrânire. Hai să punem și o nectarină. Vedem că este și un pic mai verde. Fructele, cu cât sunt mai coapte, au mai multe zaharuri, cu cât sunt mai verzi, au mai puține. Ok, e bine. Ceea ce e un lucru foarte interesant. Deci diabeticii sau persoanele care vor să slăbească se pot duce către fructe mai puțin coapte. Dacă nu ai această problemă sau dacă faci sport și ai nevoie de acele zaharuri, pentru că persoanele care fac efort fizic mare au nevoie de acele zaharuri și corpul știe să le folosească, deci nu sunt un pericol atât de mare. Deci revenim ca o concluzie. Fructele nu sunt doar apă cu zahăr, ci vorbim despre un aliment complex în care avem și antioxidanți, vitamine, minerale și aici am pus cu tot cu coajă. O să te rog. Am văzut lucrul ăsta, spune ce găsim în piersică sau în nectarină. Păi avem un pic de beta-caroten, un pic de vitamina C, un pic de potasiu, toate așa conțin câte puțin, un pic de vitamine din grupul B. Spuneam că la căpșune avem în mod special partea de vitamina C. La banane avem în mod special partea de potasiu. Potasiu, da. Foarte important. Da, preferă. Exact. Pentru că vrei să reduci și retenția de apă. Vine plaja, vin toate poveștile astea. Asta și face banana? Exact. Scoți un pic din sodiu și adaugi potasiu. De ce pun banana asta? Mie mi se pare că-i da așa și un gust deosebit. Se combină foarte, foarte bine cu căpșunele. Și încă un lucru foarte, foarte important. Dacă eu am adus acești carbohidrați din zaharurile din fructe, da, în dietă, fie că mănânc dimineața, fie că mănânc pe parcursul zilei, fie că le congelez și le fac un pic de iaurt, ca o înghețată de casă, reduc celelalte surse de carbohidrați din dietă. Adică nu o să mai mănânc și orez și cartofi și dulciuri și mămăligă și etc. Am această sursă pe care natura mi-o dă chiar în această perioadă anului. Deci mergem un pic și pe dieta sezonală. Adică spune-mi dacă e bine să le mâncăm seara. Le putem mânca și seara, înainte de culcare. Trebuie să avem mare grijă la cantitate.
în funcție de efortul nostru fizic. Ele, desigur, nu vor aduce și proteinele sau ce ne interesează pe noi. Ce îmi place să le fac, dacă aveam un zahăr brun sau un zahăr de trestie, le pun așa foarte puțin și iarăși trebuie să, repet, n-ar fi trebuit să fie alb, dar, repet, o cantitate de câteva grame de zahăr, cum bei și tu la cafea sau pus aici, nu îți perturbă dieta atât de mult. Deci nu facem o obsesie din câteva grame. Dar într-o salată de fructe poate schimba complet gustul. Mai ales un zahăr de trestie, gustul la un pic caramelizat. Final, concluzie în 10 secunde. În 10 secunde este sezonul fructelor, trebuie să ne bucurăm de ele, ne și hidratează, au foarte multe beneficii pe lângă vitamine și minerale și atunci când le mâncăm avem grijă la cantități, ideal e după efortul fizic și dimineața și foarte important, reducem din celelalte surse de grăsimi și carbohidrați din dietă. Foarte important, fructul întreg de puteți, nu neapărat freșul, e mai mult zahăr acolo. Mulțumim tare mult, Cristian!